Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Haideți împreună. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Pentru că Duhul Lui, puterea Lui aici. Duhul Lui, puterea Lui aici. Duhul Lui, puterea Lui aici. E aici. Duhul Lui, puterea Lui aici. Că ce l-a spus, că ce cu noi. Că ce l-a spus, că ce cu noi. Și mai cred ceva. Astăzi cred că Dumnezeu te vindecă. Aleluia. Nu trebuie să-i spui decât amin, Doamne, sunt aici. Tu mă știi, Tu mă cunoști, Tu știi viața mea, Tu știi inima mea, Tu știi prin ce trec eu. În această dimineață vreau să spun, astăzi cred că Dumnezeu mă vindecă pe mine. Spune în dreptul tău. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu mă vindecă. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu mă vindecă. Pentru că Duhul Lui aici. Duhul Lui, puterea Lui aici. Duhul Lui, puterea Lui aici. E aici. Duhul Lui, puterea Lui aici. Că ce l-a spus, că ce cu noi. Că ce l-a spus, că ce cu noi. Și mai cred ceva. Astăzi cred că Dumnezeu te izbăvește. Spune amin. Astăzi cred că Dumnezeu te izbăvește. Sunt unii care zic, măi, m-aș pocăi. Știu că asta e calea adevărată. Știu că fără Dumnezeu nu se poate. Dar nu pot să țin. Ați auzit oameni care spun așa? Nu pot să țin. Nu pot să mă las de una, nu pot să mă... Sunt legat, cu alte cuvinte. Și vă spun ceva. Sunt unii din biserică care sunt legați. Sunt robiți. Nu se pot lăsa de una, nu se pot lăsa de alta. Și nu vreau să intru aici în lucrurile astea. Dar în această dimineață pot să spui Domnului, Doamne, astăzi cred că Tu mă eliberezi de orice viciu. De orice legătură. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu te izbăvește. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu te izbăvește. Spune, astăzi cred că mă izbăvește Domnul. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu mă izbăvește. Deschideți gura. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu mă izbăvește. Pentru că Duhul Lui aici cu noi. Duhul Lui, puterea Lui aici. Duhul Lui, puterea Lui aici. E aici. Duhul Lui, puterea Lui. Că ce l-a spus, că ce cu noi. Că ce l-a spus, că ce cu noi. Și acum ascultă. După ce te-a izbăvit Dumnezeu, după ce te-a vindecat Dumnezeu, poți să cânti așa. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur mereu că l-am pe Dumnezeu. Haideți împreună. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur mereu că l-am pe Dumnezeu. Fiecare zi?
fiecare zi din viața mea. Fiecare zi din viața mea, fiecare ceas pe care îl trăiesc cu Iisus, mă veselesc. Da, eu mă bucur. Da, 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 eu mă bucur. Haideți împreună. Da, 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 eu mă bucur. Da, 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 eu mă bucur mereu când am pe Dumnezeu. Încă o dată. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur mereu când am pe Dumnezeu. O, să zici, frate, stai un pic. Dar tu nu știi prin ce trec eu. Tu nu știi prin ce necazul trec eu. Tu nu știi prin ce situații trec eu. E adevărat că poți să te bucuri când ai masa plină. Poți să te bucuri când ești sănătos. Poți să te bucuri când îți vine salariul în fiecare lună. Dar ascultă ce zice poetul. Chiar și greutăți dacă vor veni, chiar și greutăți dacă vor veni, chiar și greutăți dacă vor veni, cu Iisus voi birui. Spune și tu. Chiar și greutăți dacă vor veni, chiar și greutăți dacă vor veni, chiar și greutăți dacă vor veni, cu Iisus voi birui. Să se audă până afară. Da, eu mă bucur. Mai tare. Da, eu mă bucur. Și mai tare. Da, eu mă bucur mereu când am pe Dumnezeu. Acum numai voi, hai. Da. Auzi, după ce cunoști un om supărat? După față, nu? Dar după ce cunoști unul bucuros? Și s-ar fi bine să treceți pe aici prin față, să vezi ce bine se vede. Mai cântăm o dată. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur mereu când am pe Dumnezeu. Cu toată inima. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur mereu când am pe Dumnezeu. Și ultima strofă spune așa de frumos: bucură-te azi în inima ta, că aici în locul ăsta e Mesia, aleluia. Am fost într-o biserică și am cântat cântarea asta. Și frații nu prea cântau, știți cum e la noi. Unul cântă, altul la nechef, unul e prea sătul. Și am zis, fraților, dacă nu cântați cântarea asta, schimbăm cântarea și cântăm așa. Bucură-te azi în inima ta, că de mâine ți se mărește pensia. Sau salarul, sau șomajul. Să vezi ce ai cânta. Numai că aici e unul mai mare ca orice președinte. Haide, și numele lui Iisus Hristos. De aceea, bucură-te azi în inima ta, în locul ăsta, că aici e Mesia. Aleluia, amin. Bucură-te azi în inima ta, bucură-te azi în inima ta, bucură-te azi în inima ta, că aici e Mesia. Da, eu mă bucur. Da, 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 eu mă bucur. Da, 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 eu mă bucur. Da, 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 eu mă bucur mereu când am pe Dumnezeu. Cu toată inima. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur mereu când am pe Dumnezeu. Doamne, fă să fie așa. Amin. Slavă Iisus.